Seara de gala a Festivalului Cerbul de Aur a fost încărcată de emoții, suspans și adrenalină. Alături de marea câștigătoare, italianca Eliza G, s-au mai acordat premiul 1, premiul 2, premiul 3, premiul special al publicului, dar și premiul presei acreditate, înmânat de președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea. Aplauzele dumneavoastră, Suzana Melconian! Congratulations! După multă muncă, emoții, dorință și implicare, organizatorii Marelui Festival de Muzică Cerbul de Aur au tras concluziile celor 4 zile de spectacol. Televiziunea română este singura televiziune din România, a dat dovadă prin organizarea acestui eveniment, este singura televiziune din România care poate organiza evenimente de o asemenea amploare, care să fie transmise în direct pe un post de televiziune. Și le mulțumesc colegilor din Televiziunea Română pentru toată implicarea și pentru toată puterea de care au dat dovadă. Noi, ca instituție a prefectului, am depus toate eforturile și am făcut tot ceea ce a ținut de noi ca lucrurile să decurgă foarte bine, nu bine. Drept dovadă, nu am avut absolut niciun incident, cu toate că în Piața Sfatului au fost mii, zeci de mii de români care au intrat, au ieșit, a fost o afluență foarte mare. Inspectoratul pentru situații de urgență, Inspectoratul Județean de Poliție, pompierii, jandarmii, toată lumea și-a făcut datoria. M-a bucurat foarte mult că am dat utilitate aeroportului de la Brașov și că am avut șansa de a îl primi pentru a veni la Cerbul de Aur pe vedeta acestui festival. Povestea va continua, cel puțin așa promit organizatorii festivalului, care spun că la anul se vor reîntoarce cu ediția aniversară la Brașov.